Dragii mei, am dorit să ne ridicăm în picioare, citesc câteva versete cunoscute din 1 Timotei, capitolul 4. Voi citi de la versetul 7 la versetul 14 inclusiv. Pagina 1166 în Scriptură. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fie vlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos pe când evlavia este folositoare în orice privință. Întrucât, ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Citim și mai departe, că e foarte frumos. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Vă invit să ocupați locurile, dragii mei. Pentru mine este o bucurie în această seară să fim împreună astăzi, în această seară, în jurul cuvântului, și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Ținând cont că este o slujbă în mod deosebit cu învățătură pentru partea tânără, vreau să aduc un cuvânt de salut pentru tineri. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 14, a doua parte a versetului, spune: v-am scris tinerilor fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Domnul să dea biruință tuturor tinerilor. Amin. Mai un verset foarte frumos din aceeași epistolă, 1 Timotei, de fapt 2 Timotei, are 4 2 în el, ușor de ținut minte, 2 Timotei 2 cu 22, da? Foarte ușor de ținut minte referința. Nu-i chiar ușor de împlinit, dar nici imposibil. Fugi de poftele tinereții și urmărește credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Să dea Domnul biruință tinerilor. Amin. Ma, ținând cont că în sală sunt și frați mai în vârstă, bătrâni, nu uităm nici pe ei și pentru ei spunem un cuvânt de încurajare. Isaia capitolul 46, versetul 3 și 4. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșea voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, spune Domnul, mărit să fie numele Domnului. Dacă în această seară, în locul acesta, sunt sute de tineri și de copii, se datorează și faptului că am avut niște bătrâni întregi. Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin? Și dacă ei s-au rugat și ne-au purtat pe brațe de rugăciune, acum ne rugăm și noi pentru ei să-i ține Domnul și pe ei biruitori până la capăt, amin? Cum văd că în sală sunt și copii, să spunem și pentru ei un cuvânt, Efeseni capitolul 6, versetul 1, 2 și 3, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Domnul să binecuvinteze toți copilașii, amin. Știți, noi de multe ori la copii așa parcă le dăm mai puțin importanță. La o săptămână de evangelizare, un frate l-a întrebat pe păstorul local: ați avut rod în urma săptămânii de evangelizare? Și fratele a spus: 2 și jumătate. Cum adică 2 și jumătate? Deci 2 adulți și un copil. Și a spus: trebuia să spui 2 jumătăți și un întreg. Că la adulți jumătatea de viață s-a dus, dar copilul e întreg încă. Dragii mei, noi, ni se pare copiii, știți, tinerii. Spun și exemplul acesta, mi-l place, îl spun prin adunări. Într-o adunare în România, la sfârșit, un tânăr care avea cumva influența asupra tinerilor, avea o cauză. Voia să meargă la un vas de lucru, la un proroc. N-avea mașină, n-avea telefoane, acum 10 de ani în urmă, dar niște tineri au zis: venim și noi cu tine. Până s-au organizat, până au mers peste o oră, până în capătul celălalt al orașului, au ajuns la fratele proroc pe la ora 10 seara. Nu-i chiar e oră de vizită, știți? Și fratele avea și el vreo 10 copii, punea la culcare. Și cum s-au trezit cu vreo 20 de tineri musafiri, nu prea au picat bine, dar haideți înăuntru. Au intrat copiii înăuntru și înainte să facă o rugăciune, un tânăr a avut un îndemn: să cântăm și o cântare. E frumos, și când l-auzi pe Domnul, foarte frumos. Și când se înceapă cântarea, un tânăr a început o gamă nu chiar potrivită, puțin mai sus. La un moment dat n-au mai putut să ducă cântarea.
Și cum îți tine, a început să zâmbească. Acum, fratele proroc, și așa era el puțin întărâtat, că a venit la ora aia. Când ori mai văzut că și râd la el în casă, a început el în mintea lui să-și formuleze niște versete biblice, să le spună el ceva la tineri. Dar un tânăr a luat grama potrivită și a dus-o bine. Și în timp ce tinerii cântau, înainte să spună el ceva la tineri, i-a spus Duhul Sfânt ceva lui. Știi ce i-a spus Duhul Sfânt? Îi vezi pe copiii ăștia. Da, Doamne, îi văd. Să ai grijă cum vorbești cu ei, că ăștia-s copiii mei. O, dintr-o dată, fratele nostru s-a muiat. Și îi vezi că copiii ăștia care sunt la tine aici în casă, din ei, în, peste timp, am să scut învățători, evangeliști, păstori și proroci. Să ai grijă cum vorbești cu ei. O, și-a trecut vremea, au terminat cântarea, au făcut o rugăciune. Spre surprinderea lui, Domnul a avut câteva mesaje pentru câțiva tineri. Au plecat tinerii plini de mulțumire și recunoscători că fratele i-a primit. Și au zis, data viitoare, dacă o să mai venim, o să fim mai atenți, nu mai venim la ora asta și venim așa mai cum trebuie. Și spunea fratele, am urmărit că peste ani de zile, din tinerii care au fost în casa mea, Dumnezeu a ridicat învățători, evangeliști, păstori și proroci, că Dumnezeu nostru e mare. Știți, spunea cineva, o frază, un frate bătrân, mielușeii pot să ajungă oi mature dacă nu-i tăiem de Paști. Dacă îi tai de Paști, nu mai ajung nimic. Câteodată n-avem răbdare, știți? N-avem. Evanghelia după Luca spune despre pilda aceea sămănătorului, sămânța aceea bună căzută în pământ bun, spune, aduce rod în răbdare. Dumnezeu să ne dea și nouă multă răbdare cu ei, amin? A spus cuvântul acesta pentru că și eu unul m-am ocupat mult cu partea tânără și am văzut și am suferit așa când chiar recent vorbeam cu fratele care conduce lucrarea, ne-am întâlnit la Lugos cu un grup de tineri, Dumnezeu să-i binecuvinteze, au făcut o lucrare bună de ajutorare. Am dat un exemplu din Scriptură, Ioab cu Abner, ei luptau în tabere diferite. Ioab lupta pentru casa lui David și Abner lupta pentru casa lui Saul. Și se întâmplă tragedia aceasta în adunări. Că petenile se ceartă și tinerii mor. O zis să se scoale tinerii ăsta să lupte, să se scoale. 12 pentru David, 12 pentru Saul, au murit într-o clipă, 24 de morți, că se ceartă căpetenile. Am văzut tragedia aceasta în multe adunări în țară. Unii își pierd vremea în a lupta pentru amvon, pentru putere și se pierd generațiile tinere. Dragii mei, noi trebuie să dăm hrană tinerilor. Tinerii din adunare au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog pentru frații care vestesc Evanghelia să aibă ungere de sus de la Dumnezeu. Amin. Cum poți să fii o pildă pentru generația în care ești? Acesta este mesajul care mi l-a pus Domnul pe inimă. Fii o pildă. Cum poți? 3-4 aspecte, pentru că vreau să mă încadrez în timp. Ferește-te de basmele lumești, caută să fii evlavios. Dragii mei, în mijlocul multor căutări pe care le are omenirea aceasta, tinerii noștri sunt căutați, sunt chemați de Dumnezeu să fie niște tineri evlavioși. Spune mai departe, în altă parte, dacă ne uităm în aceeași epistolă, negreșit, 6:6 Timotei 1, evlavia însoțită de mulțumiri este un mare câștig. Un mare câștig. Ferește-te! Știți, unul din principalele probleme cu care se confruntă tinerii, și nu doar tinerii, adunările pentecostale, este păcatul bârfei. Păcate făcute cu limba. Spune Iacov la un moment dat, de capitolul 3, din aceeași vână a izvorului, poate să iasă și apă dulce și apă amară? Poate să iasă și blestem și binecuvântare? Dragii mei, venim la casa Domnului, ne bucurăm, cântăm, lăudăm pe Domnul. Dar oare afară cum stăm la capitolul vorbire? Și Pavel știe, la partea tânără sunt foarte vulnerabili la capitolul acesta, păcatele vorbirii, bârfa, clevetirea, bajocura. Amintesc doar aici un gând, vedeți? Păcatul acesta al bajocurii, spunem noi, nu-i mare, mai mărunt. Uitați-vă în Scriptură, într-o împrejurare, niște copilași au început să îl bajocurească pe Elisei. Nu lucruri grave. Era pleșuv, n-avea păr. Zice, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. Și Elisei s-a deranjat și a rostit un cuvânt. Ținem cont că era Vechiul Testament, da? Nu era în Har. A spus un cuvânt acolo, știi? 42 de morți. Pentru asta atâta? Pentru atât? Da. Dragii mei tineri, vă avertizez, în această seară dorim să ne dea Domnul putere de stăpânire a limbii, amin? Spune cuvântul, cine poate să țină limba în frâu, își poate înfrâna tot trupul. Desăvârșirea pornește de la limbă. Știi ce am băgat de seamă? Am văzut că dacă mergi mult pe jos, te dor picioarele. Dacă muncești mult cu mâinile, te dor mâinile. Dar n-am văzut pe nimeni să-l doară limba că a vorbit prea mult. Am văzut oameni paralizați, dar din limbă tot îi dau, știți? Limba nu obosește, dragii mei. Și foarte greu de stăpânit, spunea Vadele Tanța, la limbă Dumnezeu ne-a pus 3 rânduri de străji. Un rând de dinți, unul de buze și dacă ne voi pune și mâna la gură. Și tot scapă, fraților.
Tineri dragi, fiți foarte atenți la vorbire, ca să fie o pildă, nu? Să lași o impresie, nu doar o impresie, să lași un model bun, să lași niște urme bune, stăpânește-ți limba, fii evlavios. Aici la capitolul Evlavie, mai amintesc un gând practic, mie îmi place să vorbesc foarte practic, niciodată, nicio adunare, n-am obiceiul să mă rog cu spatele către amvon. Dau un exemplu. Se adună 20 de frați într-o cameră și atunci când se pornește un subiect de discuție, eu am observat lucrul acesta, observat dacă nu e așa, 5, 10, 15, ne place să stăm în semicerc, să ne uităm unii spre alții, au spus Domnul. Când 2 sau 3 adunați sunt, eu sunt prezent unde? În mijlocul lor. Dar frații când se pun pe genunchi, unul cu capul într-o parte, unul cu capul în alta, se întorc cu spatele. Păi Domnul zice că e în mijloc, te stai cu spatele către Domnul. Cum de la discuție știi să stai foarte frumos, dar la rugăciune nu mai știi să stai frumos? Mai departe, am văzut lucrul acesta și mă doare ce vă spun, dar cred că aici știți și sunteți învățați. Nu mă îndoiesc că poate sunt unii care sunt bolnavi acasă și li se duce din cina Domnului, din masa Domnului. Să avem foarte mare atenție ce facem cu șervețelul acela, da? Șervețelul acela în care se duce masa Domnului la cineva acasă, niciodată nu se aruncă la gunoi. Pentru că acolo poate rămas o fărâmă care e trupul Domnului, păcat să-l arunci la gunoi. Șervețelul acela se pune în foc, așa arată cuvântul Domnului. Ce mai rămânea din miel pascal, trebuia ars. Sau un șervețel pe care s-a făcut ungerea cu un de lemn, s-a ajuns după aceea să sufli nasul în el. E păcat, dragii mei. Evlavia înseamnă respect față de lucrurile sfinte. Trebuie să știm să ne raportăm la lucrurile sfinte. Am cunoscut situații când o soră s-a îmbolnăvit pentru că la ea în casă au venit mai mulți frați, lucrători, și au făcut ungerea pentru cineva bolnav. Și unul din frații bătrâni care au făcut ungerea a lăsat sticluța de un de lemn pe masă și a uitat-o acolo. Și a venit vremea când sora i-a servit la masă și când a venit vremea să facă curățenie, a luat sticluța și a aruncat-o pe pat, că o încurca puțin, că avea vasele în mână. La câteva vreme s-a simțit rău și a stat pe pat. Câteva zile a stat pe pat și a dat firul vieții înapoi. De ce oare? Și a spus Domnul, ai aruncat sticluța cu un de lemn sfânt. Dragii mei, trebuie să avem reverență față de lucrurile sfinte. Am văzut și m-am mirat când am văzut tânărul s-a pus pe genunchi și avea niște pantaloni din aceea mai scump și să nu-și murdărească pantalonii, a pus Biblia sub genunchi. E lipsă de evlavie. E lipsă de evlavie. Nu vreau să dau exemple mai departe, trec la a doua parte, al doilea lucru care trebuie să îl avem în vedere ca să fim niște tineri modele pentru generația noastră, versetul 10, noi muncim în adevăr și ne luptăm. Aici două aspecte. Muncim și ne luptăm. Când e vorba de munca fizică, slăvit să fie Domnul, sunt aici tineri plini de vlagă, muncesc. Dar amintesc un aspect în Scriptură, trei evangheliști ne spun despre un om care avea mâna uscată, vindecat de Domnul, Matei, Marcu și Luca. Matei și Marcu ne spune că Domnul l-a vindecat pe un om cu mâna uscată. Luca însă merge mai la precis. Luca capitolul 6, versetul 6. Și în altă zi de sabat, Domnul Iisus a intrat într-o sinagogă și acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată, Luca 6:6. Luca ne mai dă un amănunt. Matei și Marcu nu ne spune că mâna dreaptă, dar Luca ne spune, mâna dreaptă o avea uscată. Evident, Luca era medic. Era important să ne spune care mână era uscată, nu? S-au mai întâmplat situații că s-o duc la dentist și o scos altă măsa decât cea care trebuia, nu? Pe acum Luca au zis, măi, dacă e mâna stângă, doar nu-i pun mâna dreaptă în ghips, să văd care mână e bolnavă. Păi mâna dreaptă e bolnavă. De ce ne trebuie amănuntul acesta? Am putea spune, bine că l-o vindeca Domnul și totuși are o însemnătate. Psalmul 45, versetul 9 spune astfel, împărăteasa, mireasa ta, stă la, în ce parte stă mireasa? Sorole, știu? Când o să fiți mireasă, în ce parte o să stați? La dreapta. Așa spune cuvântul. Împărăteasa, mireasa, stă la dreapta. La dreapta stă mireasa, da? E partea Domnului. Un alt exemplu. Psalmul 118, versetul 16. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Domnul are ceva cu partea dreaptă. Fapte capitolul 7, versetul 55. În timp ce Ștefan era împroșcat cu pietre, spune cuvântul Domnului, dar Ștefan a zis, era plin de Duhul Sfânt. Fapte capitolul 7, versetul 55. Văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare, în ce parte? La dreapta lui Dumnezeu. La dreapta lui Dumnezeu. Amintea fratele ceva din Ioan capitolul 21, versetul 5 și 6. Dimineața Iisus stătea pe sărb, ucenicii nu știau că este Iisus, versetul 5. Copii, aveți ce de vadă de mâncare? Ei au răspuns nu. Versetul 6, Ioan 21 cu 6. Aruncați mreaja în partea, în ce parte? În partea dreaptă, partea dreaptă. Dacă vreți, Matei 25,
la pilda aceea cu judecata viitoare. Va pune oile la dreapta și caprele la stânga și va zice celor de la dreapta: veniți binecuvântați Tatălui. Deci în partea dreaptă este partea Domnului. Un om cu mâna dreaptă uscată. Știți ce înseamnă asta? Creștinismul secolului 21, care stă slab la partea Domnului. Mâna dreaptă e uscată. O, mâna stângă, pentru noi muncim, rupem normele. Nu mâna stângă e problema. E problema mâna dreaptă. Ni s-a uscat mâna. Și trebuie să ne mai spune Domnul: întindeți mâna, că vreau să-ți o fac sănătoasă. Doamne, atingeți-te de mâinile noastre, amin? Amin, amin. Nu contez și sunt convins, știu, că biserica aceasta stă la dispoziția lui Dumnezeu, stă, dar poate individual, poate la nivel de familie, mai este loc de corectat. Și spune Pavel aici: noi muncim în adevăr. Aduceți-vă aminte când Iacov a pornit în călătoria lui spre Mesopotamia, când a avut revelația aceea cu scara cerului, spune cuvântul Domnului că a făcut o făgăduință: Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da pâine să mănânc, îmi vei da haine să mă îmbrac, am să-ți dau a zecea parte. Iată că zeciuiala îi este înaintea legii. Avram, de fapt, a dat zecioală la Melchizedec: îți voi da a zecea parte, partea Domnului, dragii mei tineri. Să ne obișnuim cu lucrul acesta și avem obiceiul acesta, chiar le spunem, nu pretindem în niciun caz, dar dăm ca și învățătură. Chiar pentru tinerii căsătoriți. Nu facem căsătorii pentru bani, nu, niciun caz. Dar din banii ce îi obțin la căsătorie, trebuie să facă partea Domnului. Proverbe, capitolul 3, versetul 9. Cinstește pe Domnul cu averile tale, și auziți, cu cele din tâi roade, din tot venitul tău. Căci atunci grânarele vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. La Domnul te-a dat prima dată, primul rod al familiei, primul câștig al familiei și în chiar banii din ziua anunții. Din banii aceia fă partea Domnului și, dacă se poate, nu 10%, ceva mai mult. 20% dacă se poate. Știți că s-a dus Ilie acolo în Sarepta Sidonului: dăm puțin apă să beau, apă să aduc. Dăm și ceva de mâncare, o, viu-i Domnul, mai am puțin unde lemn, puțină făină și o să mor. Așa vorbește Domnul. Fă mai întâi mie, auzi, mai întâi Domnului. Și când faci mai întâi Domnului, nu mor de foame că te păzește Domnul. Mări să fie numele Domnului. Îi învățăm pe tineri, cât sunteți tineri, dragii mei. Pe acum că sunteți singuri, știți, spunea cineva, e ceva normal, nu? Fiecare tânăr se roagă pentru el, se roagă ca Dumnezeu să-i rânduiască un ajutor potrivit. Ai ceasuri de rugăciune, ai zile de post. E la un moment dat, Domnul te binecuvintează, te căsătorești, automat pe lista de rugăciune intră și soția. Acum nu-i mai rugăciune numai pentru tine, și pentru soție. Te binecuvintează Domnul cu un copil, doi copii, trei copii, intră și copiii pe lista de rugăciune, așa-i? Acum eu întreb frații care sunt mai în vârstă și au copii căsătoriți, când Domnul te binecuvintează cu un ginere și cu o noră, pe ea amintește rugăciune sau nu? Intră și ăia, așa-i? Și apoi când Domnul îți dă nepoți, pe și nepoții intră, și iată că dintr-o poezie care avea doar o singură strofă la început, se transformă într-un poem. Multe ramificații. Și pe toți i-a dus cu bucurie, nu? Așa e ceva normal, nu? Ceva normal. Iată că ne cheamă Domnul să muncim, și spune cuvântul mai departe, și să luptăm. Noi muncim în adevăr și ne luptăm. La capitolul acesta al luptei, vreau să amintesc un pasaj cunoscut din Vechiul Testament. Știți, când David trebuia să lupte împotriva lui Goliat, de fapt el nu s-a dus să lupte prima dată, s-a dus să ducă mâncare fraților săi, dar așa a condus Dumnezeu lucrurile ca să ajungă David acolo, că era nevoie de el. Și 1 Samuel capitolul 17 spune versetul 34 în jos. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și își smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest neteat împrejur, va fi ca și cu unul din ei. Iată cei trei vrăjmași ai lui David, cei trei vrăjmași ai creștinismului: leul, ursul și filisteanul. Spiritual. Ce înseamnă leul? Luăm prima literă de la cuvântul leu și o punem la sfârșit. O să dăm de cea mai cumplită fiară: eul. Prima luptă pe care o are de dat un creștin, un credincios. Dacă voiește cineva să vină după mine, prima luptă, să se lepede de sine. Prima luptă a credinciosului, lupta cu sinele, leul. Știți că Domnul Iisus spunea ca o condiție primară: cine vrea să vină după Domnul, trebuie să se lepede de sine, pentru că Apostolul Pavel, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 și 2, să știi, Timotei, că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Și cap de listă,
căci oamenii vor fi iubitori de sine. E, tocmai de asta a spus Domnul, prima luptă care o ai de dat e lupta cu leul. A doua luptă, lupta cu ursul. Daniel capitolul 7, versetul 5, în vederea lui Daniel, din nou era un urs, a doua fiară, tot așa un urs era. Și avea trei coaste în gură și trebuia să mănânce multă carne. Vă spun care sunt cele trei coaste și care este ursul. 1 Ioan capitolul 3, iată ce spune cuvântul, capitolul 2, rectific, versetul 15 și 16. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, și au zis cele trei coaste ale ursului, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Al doilea vrăjmaș, da? Primul vrăjmaș este leul, firea pământească. Al doilea vrăjmaș este ursul, lumea cu sistemul ei. Revenim la exemplu cu Elisei, știți că urșii au atacat copiii și au omorât. Și în vremea de astăzi, sistemul lumesc caută să ne fure copiii, să ne acapareze tinerii, dar Dumnezeu să dea biruință tinerilor, amin? Și al treilea vrăjmaș, filisteanul, Goliat, reprezintă pe diavolul. Dragii mei, lupta cu ursul și cu leul, David a dat-o fără spectatori. Când David a luptat cu leul și cu ursul, nu erau spectatori de față. Lupta cu firea pământească și cu lumea nu se dă neapărat în public. Se dă acasă când e singur, spune Psalmul 4, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când? Când stați în pat noaptea. Lupta cu leul se dă nascuns. Și dacă biruiești leul nascuns, îți va da Dumnezeu biruință și la Goliat, mărit să fie în numele Domnului. Împotriviți-vă lui tare în credință și auziți, el va fugi. Păi dacă învingi leul, dacă învingi ursul, Dumnezeu îți va da biruință și asupra satanei, mărit să fie în numele Domnului. Împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Muncim și luptăm. Aduceți-vă aminte, Nemia zidea zidul Ierusalimului. Spune cuvântul că erau vrăjmași atunci. Totdeauna sunt vrăjmași. Nimeni nu scapă neîncercat. Spune cuvântul că aveau de luptat. Tobia, amonitul, s-a îmbalat. Amoniții s-au unit să oprească lucrarea. Dar Nemia, călăuzit de Duhul Domnului, a spus: de acum înainte și când mergem la apă, mergem cu armele. De acum înainte și când zidim, cu o mână ținem mistria și cu cealaltă sabia, ca să avem biruință. Foarte interesant. Cu o mână lucrau și cu cealaltă țineau sabia. Este o vreme și astăzi cumplită, dar Dumnezeu ne va da biruință, mărit să fie Domnul. Când lucrezi, te oștenești în muncă și spune cuvântul, este o expresie în Noul Testament, fiți gata și ajutați, este acolo, spune despre casa lui Ștefana, care s-a oștenit mult pentru Domnul. Sau în altă parte, prețuiți pe cei care se ostenesc între voi. Muncești și te oștenești. Aduni oboseală. Dar când lupți, e mai greu. Pentru că în luptă poți să și mori dacă nu ești atent. Și tinerii noștri trebuie să știe, ei trebuie să muncească pentru Domnul, dar în același timp trebuie să și lupte și Dumnezeu să le dea biruință. Amin. Chiar spuneam gândul acesta și de dimineață în adorarea unde am slujit. Dragii mei, ne bucurăm că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi în România și pe voi aici. Avem încă o vreme de pace, de libertate. Avem o vreme de belșug. Avem o vreme de prosperitate. Dacă acum nu-L slujim pe Domnul, când oare? Dacă acum când ești tânăr, dacă acum când ai ceva, un ban în buzunar, dacă acum când ești sănătos, dacă acum când ai putere, nu slujești, când îl vei sluji oare pe Domnul? Ne rugăm pentru tinerii noștri, Dumnezeu să le atingă inima, amin? Mâna dreaptă, să o punem la lucru pentru Domnul. Dragii mei, știți, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, parcă în ultima vreme, așa, fiecare, este o expresie în Isaia 53, fiecare își vedea de drumul lui. Pavel spunea și el în Carta Filipeni, ce-i drept, toți umblă după foloasele lor. Dar totuși Pavel îl menționa pe Tit și pe Timotei, știți că ca un rob împreună cu mine a lucrat pentru înaintarea Evangheliei. Mă bucur că mai sunt și tineri și Dumnezeu să ridice tot mai mulți tineri care să lucreze și pentru Domnul, mărit să fie numele Domnului. Trăim o vreme când trebuie să muncim mai mult pentru Domnul. Câtă vreme, spunea Domnul Iisus, este ziua, trebuie să lucrez. Dragii mei, iată ce spune cuvântul mai departe, după ce muncim și lucrăm pentru Domnul, Apostolul Pavel îi mai face o remarcă lui Timotei, versetul 12, nimeni să nu-ți desprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. Și aici arată 5 domenii, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. La ultimul aspect, fac un scurt comentariu, să fii o pildă în curăție. Dragii mei,
Trăim vremuri grele pentru tinerii noștri, pentru copiii noștri. Ori de câte ori se oficiază o căsătorie în cadrul bisericii, pentru mine e un prilej de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Când o lume stricată, Dumnezeu își mai păstrează tineri curați. Psalmul 78 spune acolo un verset, este acolo o durere a psalmistului Asaf care spunea: fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. Dragii mei, e o biruință când tinerii se păstrează curați până în ziua căsătoriei. Mare har de la Domnul. Și cuvântul spune, pe tine însuți, spunea Pavel, păzește-te curat. Dragii mei tineri, citea aici fratele Cosmin la timpul de rugăciune pasajul acela frumos din Psalmul 46 și versetul 5 spune ceva foarte interesant. Ultima frază a versetului 5: Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. De ce oare? Atunci e cea mai grea veghere. Cea mai grea veghere. Am întâlnit tineri care s-au păstrat curați 23, 24, 25 de ani și în săptămâna căsătoriei au căzut. Atunci când mai ai puțin, Saul cu Samuel au avut o înțelegere. Du-te la Gilgal și așteaptă-mă 7 zile. Știți în ce zi a căzut Saul la examen? În prima zi? Nu. În a treia? Nu. În a 7-a zi. Când mai avea puțin. Dar tineri, dacă vă păstrați Dumnezeu curați până la 20, 21, 22 de ani, păstrați-vă curați până la capăt să primiți binecuvântare de pline din mâna Domnului. Ne rugăm pentru generația tânără, Dumnezeu să le dea biruință. Dragostea adevărată așteaptă. Așteaptă. Păstrează-ți curăția până la capăt. Nu-ți permite. Nu-ți permite, dacă vrei, nu amintesc pasajul acela mai greu de citit, Proverbe capitolul 7, unde spune cuvântul, cât de ușor învăluiește ispita. Auzi ce vorbire duhovnicească le spun la tinderea lugoși, nu vă permiteți, băieți, la fete, să vă trimiteți nici măcar versete din Biblie. Nu vă permiteți. Nu vă permiteți. Auzi cu ce mesaj a venit femeia aceasta. Eram datoare Domnului cu o jertfă de mulțumire. Păi spune, asta e cea mai pocăită femeie din biserică. Auzi mai departe, azi mi-am împlinit juruințele. Păi spune, Doamne, să mai fie așa surori pocăite în biserică. Dar drumul ei ducea la locuința morților. Dincolo de masca de religiozitate se pot întinde capcane mari. De aceea fiți atenți, dragi tineri, nu vă permiteți. Vă citesc ceva din cartea Iosua, capitolul 23, versetul 13. Spune cuvântul Domnului aici, să fiți încredincioși că Domnul, Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă, auziți, treptele căderii, o cursă și un laț, un bice în coaste și niște spine în ochi, până veți pieri. O cursă, asta înseamnă o provocare, o ispită, dar nu doar o cursă, zice, cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dacă cochetezi și te tot învârți pe acolo, ajungi să cazi. Știi de ce Iosif a avut biruință? Unul din motive? Când îl provoca nevasta lui Potifar, el fugea afară. El nu stătea cu ea la o cafeluță, dau un exemplu, da? Nu-i plăcea să stea în preajma ei. Când era provocat, fugi! Iosif a fugit și Dumnezeu a dat biruință. Dacă tu fugi, în loc să fugi de pofte, fugi către pofte, sigur vei cădea. O cursă și apoi un laț. Unii glumesc cu păcatul, se învârpă lângă cursă, până când îi prinde cursa. Se spune că o vulpe, dacă este prinsă în laț, își roade piciorul și rămâne fără un picior, da, cu viață. Spune cuvântul, așa spune și cuvântul Domnului, nu? Mai bine fără o mână, fără un picior, dar în rai. Acum, spune cuvântul așa de frumos, Psalmul 124, lațul s-a rupt și noi am scăpat. Știți ce-mi doresc? Dacă sunt în locul acesta tineri prinși în laț, Dumnezeu să rupă orice laț, amin? Poate Dumnezeu să rupă? Mări să fie numele Domnului. În sinagoga din Nazaret a luat Domnul sulul cărții, Luca capitolul 4, versetul 18, și a zis, Duhul Domnului este peste mine că m-a uns să trăi și m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia, să dau drumul prinșilor de război, să vestesc robilor slobozirea. Dacă mai sunt în locul acesta, și cred că sunt tineri care sunt robiți, Dumnezeu să-i elibereze, amin? Vrea Domnul să-i elibereze. 4 oameni duceau un slăbănog la Domnul Iisus. Și Matei, Marcu și Luca ne arată exemplul acesta. Matei ne spune ceva în plus. Marcu și Luca ne spune că Domnul i-a spus, iertate sunt păcatele. Dar Matei mai spune ceva foarte interesant. Înainte să spună iertate sunt păcatele, i-a spus Domnul, îndrăznește, fiule. Știi de ce? În prezența Domnului îți vezi starea. Vezi cine ești. Și Domnul a văzut. Domnul când pune ochii lui pe tine, îți cercetează lăuntru. Te simți gol, te simți descoperit.
Dar așa de mult îmi place că atunci când tu ți recunoști starea, Hristos te iartă, mărit să fie numele Domnului. În anul morții împăratului Iozia, se citea la timpul de rugăciune Isaia capitolul 6. Și Iozia, și Isaia când l-a văzut pe Domnul, a zis: Doamne, vai de mine, am buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Dar când Isaia și-a recunoscut starea, Dumnezeu a rezolvat problema. A trimis un înger, a luat un cărbune de pe altar, i-a atins buzele și a zis: iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este ispășită și păcatul tău acoperit. Dragii mei tineri, nu mă îndoiesc că unii dintre voi ați lunecat, poate ați căzut. Psalmul 25, versetul 7 spune despre David, omul după inima lui Dumnezeu. Auzi ce recunoaște el: Doamne, nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea. Auzi, a recunoscut David: am avut și eu scăpări, lunecări. Dar vreau să spun un lucru: Hristos iartă, mărit să fie numele Domnului. Și omul acesta era înaintea Domnului și se uită Domnul la el și spune: îndrăznește, nu-ți fie frică, nu te dau pe față, vreau să te iert. Dacă sunt în locul acesta tineri cu stări grele, să vină la mărturisire că Dumnezeu îi iartă, mărit să fie numele Domnului. Așa de mult îmi place, dragii mei, când Dumnezeu știe să ridice povara. Vă spun un exemplu și timpul înaintat, vreau să mă apuc și de încheiere. Când Domnul a chemat pe tatăl meu la pocăință la 15 ani, Domnul l-a cercetat așa în mod deosebit, chiar aici văd niște verișori din partea tatălui meu în biserică. Domnul l-a cercetat, a înțeles pocăința, dar încă era prunc, era adolescent, era un prunc pe calea Domnului. La vârsta de 17 ani, a mers la un vecin să-l ajute acolo să muncească ceva și la sfârșitul zilei de muncă, vecinul acela i-a dat niște bănuți că tatăl îi murise în război, el întreținea casa și i-a dat și ceva de mâncare. Și între bucatele pe care le-a pus pe masă, i-a pus o bucată de sângerete, știți ce înseamnă, da? Mâncare făcută cu sânge. Și tata știa că nu-i voie să mănânci. Era el adolescent, dar știa că nu-i bine. Dar vecinul atât a insistat și de gura lui, a luat o bucățică și a mâncat. Și așa o căință a venit peste el. A plecat de acolo plângând și a venit diavolul. Cum vă spun foarte pe scurt, diferența între acuza diavolului și dojana Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt îți aduce înainte starea, el îți arată și calea să ieși afară. Dar diavolul nu, diavolul numai acolo te ține, te torturează, dacă poate să te nimicească. Și a venit diavolul și a spus: nici nu are rost să te mai duci la adunare, că tu ai știut că e păcat și ai mâncat totuși. Domnul te-a lepădat. Și totuși știa că Domnul nu l-a lepădat așa de ușor. S-a dus acasă, mama lui nu era pocăită, sora lui atunci încă nu-l cunoștea pe Domnul. Dacă îl vedea mama rugându-se, îl bătea. A găsit un loc în grajd. A intrat acolo în grajd, a pus într-o iesle cu fața la pământ și a plâns până n-a mai putut plânge. Și la un moment dat, după aproape două ceasuri de rugăciune, de plâns, a simțit o pace în inimă. A simțit că Domnul a iertat, că Dumnezeu știe să ierte, mărit să fie numele Domnului. S-a sculat de acolo și a amintit că în seara aceea era o seară de rugăciune. A zis: mă duc la adunare. Dar a venit diavolul și a spus: ai grijă că la adunare sunt proroci. Dacă te duci acolo, Domnul te descopere ce ai făcut. Dar el, pentru că a simțit pacea în inimă, a zis: și dacă mă descopere Domnul, mă duc. Și-o pleca la adunare și diavolul: nu te duc că te descopere Domnul. Când a intrat în adunare, era o adunare micuță, dar era Duhul Sfânt la lucru. S-a pus pe genunchi, era rugăciunea începută, s-a terminat rugăciunea și prima descoperire pentru el. Știți cum a început descoperirea? Ștefane, Ștefane, a zis tata, dacă era acolo o groapă, mă băga să nu mă vadă nimeni. Dar a spus Domnul: Ștefane, Ștefane, ți-am văzut rugăciunea în graj și te-am iertat, zice Domnul. Știe Dumnezeu nostru să ridice? Știe. Dacă sunt în locul acesta tineri căzuți, legați, vreau să vă spun un lucru: Dumnezeu știe să ridice. Proverbe, capitolul 28, versetul 13: cine se ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă, capătă îndurare. Ultimul aspect cu care am să închei, iată ce spune cuvântul Domnului aici prin Timotei: ca să fii o pildă pentru generația în care ești, ferește-te de basmele lumești, fie vlavios, muncește pentru Domnul, luptă-te pentru Domnul, păstrează-te curat. Și ultimul aspect, versetul 14: nu fi nepăsător de darul care este în tine. Dragii mei tineri, slujiți pe Domnul cu toată inima, slujiți pe Domnul, puneți-vă la dispoziția lui Dumnezeu. Atunci când e vreme de repetiții, veniți la casa Domnului. Mai zilele trecute eram acum două săptămâni în urmă, aproape trei, în Zambia și într-o zi de sâmbătă am văzut niște tineri, niște tinere, aveau repetiții sub un copac. Ne-am dus, am intrat în vorbă cu ei și am stat puțin de vorbă, chiar un frate i-a învățat ceva din Scriptură, i-a învățat o cântare și spuneau ei:
trebuie să ne întoarcem acasă pentru că se înserează, da? Mai erau vreo două ceasuri, dar au spus, zicea un tânăr, eu mai am trei ore de mers pe jos până acasă. A venit trei ore de mers pe jos să facă repetiții. Dragii mei, îți convins că și tinerii de aici, ca să facă repetiții, să poată cânta, își jertfesc din timpul lor, jertfesc din banii lor, dar Dumnezeu vă va binecuvânta. Nu o să vă pară rău niciodată că ați slujit pe Domnul. Spune Traian Dors într-o poezie, că n-ai făcut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea făcut. Puneți mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, dragi tineri. Să știți, dacă îți dedici viața pentru Dumnezeu, eu am observat așa și la noi în biserică, și nu doar la noi în biserică, și în alte biserici, tinerii, așa cum spune cartea Proverbe, copilul lasă să se vadă încă din purtarea lui ce va fi cu el mai târziu. Tinerii care au fost serioși la cuvânt, la rugăciune, la stăruință, la repetiții, Dumnezeu i-a binecuvântat în viață. Dumnezeu i-a binecuvântat în pasul căsătoriei. Dumnezeu din ei a scos slujitori, măriți să fie numele Domnului. Știți ce-mi doresc pentru tinerii noștri? Dumnezeu să facă din ei o oștire biruitoare, amin. Psalmul 110, versetul 3. Poporul tău este plin de înflăcărare, nu așa spune cuvântul, nu fi nepăsător, cum să fii? Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Am auzit de multe ori expresia aceasta, zice, tineretul e biserica de mâine. Eu vreau să vă spun că tineretul e biserica de azi. Eu n-am văzut nicio oaste de bătrâni, n-am văzut o oaste de bătrâni, n-am văzut niciodată, dar oaste de tineri am văzut. E, bătrânii trebuie să îi conducă. Da? Tinerii, ascultați de ce e bătrân, spune cuvântul, nu? 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Dumnezeu să călăuzească toți bătrânii, amin? Să dea sfaturi bune și apoi copiii să fie în ascultare și Dumnezeu dă biruință acolo. Cu gândul acesta închei, dragii mei, David a luptat în Valea Terebinților cu Goliat, care avea 6 coți înălțime și o palmă. Dumnezeu a dat biruință. După sute de ani, într-o altă vale, în Valea Dura, un chip de 10 ori mai mare decât Goliat. Chipul din Valea Dura pe care l-a înălțat Nebucadnețar avea 60 de coți și 6 coți lățime. A mai pus diavolul încă un 6. Dar eu vă întreb, a dat Dumnezeu biruință celor 3 tineri? Le-a dat biruință. E acum, pentru generația tânără, diavolul a mai pus încă un 6. Nu 6 coți ca la Goliat, nu 60 de coți ca în Valea Dura, 666. Dar vreau să vă spun un lucru, cu noi e același Dumnezeu. Dacă David a avut biruință, dacă Shadrach, Meșac și Abednego a avut biruință, și noi vom mai avea biruință în numele Domnului. Fiți o pildă și Dumnezeu vă va binecuvânta. Amin.